Spectacol și momente de panică pentru locuitorii din Tulcea. Două tornade de mici dimensiuni s-au format deasupra orașului Babadac. Fenomenul meteo a avut loc în timpul unui cod portocaliu de precipitații și vânt puternic. Au fost momente de panică pentru locuitorii orașului Babadag, care s-au temut la început când au văzut cerul întunecat și vârtejuri gata să le facă dezastre în zonă. Din fericire, pâlniile s-au format la o înălțime considerabilă față de sol, astfel că nimeni nu a avut de suferit. Tornadele se produc atunci când curenți de aer cald și rece se ciocnesc, iar presiunea atmosferică este scăzută. Specialiștii spun că tornadele se formează în mai și iunie, în sud-estul țării, însă cele mai multe nu sunt periculoase.